Aici, să spunem, am să niște neclarități care sunt pe internet, să spunem, deci cu privire și la filmele lui Elvis Presley, vedeți, ele sunt datate cumva mai înainte. N-a fost așa, deci ele s-au făcut atunci, v-am spus, au fost și mai mulți oameni genetizați, să spunem, ca frumuseții, dans și voci. Eu zic că filmele au fost destul de bune, chiar foarte bune, chiar excepționale. Au ridicat moralul, să spunem, omenirii în momente critici complet, să spunem, și în Statele Unite. La Corpus Christi, să spunem, s-a pus tot așa că e făcut de pe la 1800, nu este așa. Deci, acolo era o situație, să spunem, de tip mexican, pe la 1800, de tip spaniol, să spunem. Așa subiect, și cine nu știe nimic, trebuie să studiezi mult un subiect, se studiază foarte mult, nu e numai ce se spune pe internet. Deci, așa s-au făcut, să spunem, construcțiile astea masive, repet încă o dată, a un destructurator de câmp magnetic, care cumva micșorează greutatea clădirii de 1000 de ori și ea nu se scufundă în jos, ținând cont că sub pământul, să spunem, mai tare există straturi din astea infiltrate cu apă de mare. Deci așa este și pe litoralul românesc, un litoral excepțional, zic, chiar dacă ține numai, să spunem, vreo 3 luni pe an, de vreme ce el a fost premiat cu premiul întâi în lume în 1971. Nu am spus cum sunt burghiile astea, că nu, nici nu sunt la înaltă tensiune, practic trebuie să aibă niște găuri prin ele și să se scurgă pământul care este burghiat. Deci sunt multe, să spunem, subtilități tehnologice. Și s-a mers în Hawaii, și în Hawaii știu că s-a făcut acolo. Nu știu cât de mulțumit o fi fost acest domn, Diane Thompson, sau ce s-a urmărit în statul nord-american, pentru că mie așa mi-a ieșit că de fapt s-au urmărit vadă și cine vrea să duc la mare să stea cu burta la soare și să nu muncească. Și eu vreau să spun că totuși la un arbitraj internațional la aceste creieri uriașe, eu vă spun că ies stilul de viață hedonist, așa este și în biserică, să știți. De asta sunt atâtea sărbători. De asta sunt atâtea sărbători. Pentru că este tot un stil de viață hedonist, până la urmă. Deci, s-au făcut studii și aici, adică religia, când a fost, și religiile când au fost concepute, au ieșit foarte buni. Poate, să spunem, în Statele Unite sunt anumite probleme din astea de tip, să spunem, negativ în înțelegerea procesului muncii. Aici știu că chiar eu am lucrat la o mașină din asta de textilii, care făcea un zgomot extraordinar. Ea cred că s-a aflat foarte mult acolo, deci s-a făcut un alt tip de metal, care practic, dacă îl pui pe la încheieturi,
nu mai emite zgomotul ăsta, undele astea sonori extrem de puternice. Și practic creează așa de mecanizat că muncitorul respectiv nu lucrează decât o oră pe zi, deci să o urmăriți pentru muncitori să nu muncească prea mult, mai mult de o oră pe zi. Deci, totuși, așa se pare că este greu să muncești totuși.